Frumoasa din pădurea adormită de Charles Pierrot. Trăia odată un rege și o regină. Într-o zi, regina aduse pe lume o fată. La botez, o bătrână îi meni prințesei că va cădea într-un somn adânc și după 100 de ani va veni cineva să o trezească din somn. După cei 100 de ani, venise un fecior de crai să o trezească din somn. Oare ce se va întâmpla mai departe? Sper că veți citi această carte cu multă admirație.